Tony Uruk ferm în privința divorțului de Simona Halep. Mergem doar înainte. Deși cununia religioasă și petrecerea erau programate pe data de 13 noiembrie, se pare că Simona Halep și Tony Uruk au anulat totul și divorțează. Cei doi au mers în urmă cu puțin timp la un cabinet de avocatură, iar când au ieșit de acolo, afaceristul a oferit câteva declarații despre divorț. Tony Uruk este cât se poate de ferm în privința divorțului de Simona Halep. Cu puțin timp în urmă, Simona Halep și fostul ei partener, Tony Uruk, s-au prezentat la un cabinet de avocatură, la doar o zi după ce au anunțat că divorțează. Ei bine, afaceristul a oferit acum declarații despre divorț și se pare că este ferm în privința a tot ceea ce se întâmplă. Tony Uruk nu a vrut să comenteze prea mult, astfel că este cât se poate de ferm în privința divorțului de Simona Halep. Omul de afaceri a precizat că pur și simplu au decis să pună capăt relației și să meargă pe drumuri separate. Am plecat pe drumuri separate. Nu căutați senzaționalul că nu există. Suntem doi oameni normali, merge fiecare pe drumul lui. Suntem în relații foarte bune. Mergem doar înainte, așa e în viață, a mărturisit Tony Uruk.